Salutare și bine ați venit la un nou video. Ca întotdeauna sunt Radu și astăzi, după, mi se pare, 3 zile fără Minecraft, am revenit în joc. N-am putut să filmez ieri nimic și alaltăieri, deci ieri și alaltăieri parcă n-am filmat nimic, deoarece am avut ceva probleme la cooler-ul de pe procesor, dar acum l-am rezolvat și o să pot să filmez liniștit. După cum vedeți, am adus o mică schimbare în joc, am băgat un mini-map și mi-am pus un punct la casă ca să pot să ajung mai repede la ea fără să, ca să mă pierd. Se pare că vine seara, am mers puțin pe aici, mi se pare că nu filmam, adică sunt 100% sigur că nu filmam. Și am dat de și mai mulți câini. Deci va trebui în curând să... mergem la vânătoare într-o noapte să adunăm oase. Vreau să vă mai zic o chestie, că am văzut că am primit foarte multe comentarii. Vă chiar vi se pare că sunt așa de neexperimental la Minecraft? Totuși, după ce am jucat Minecraft înaintea majoritatea, aici când început să vorbesc și prostii. După ce am jucat Minecraft, cred că înaintea multora dintre voi, și am fost printre primii jucători din România, vă chiar credeți că nu știu să joc? Da, sunt, nu prea mă pice la noile chestii adăugate. Recunosc asta pentru că nici nu mă prea interesează, dar... dacă e să vorbim despre Minecraft, cred că mă descurc mult mai bine ca mulți dintre voi. Opa, n-am ușă, să sperăm că nu se... nu intră nimeni în casă și s-ar putea să mor pentru că n-am mâncare. Și mi se... ala de afară era un Enderman. Da... firar. Am aici două bucăți de pui să mănânc una repede ca să... firar. Nu-i de bine. Nu-i de bine chiar deloc. Nu mai am ușă. Ce s-a întâmplat cu ea în episodul trecut, știe cineva? E... s-ar putea să am câteva secunde, trebuie să mă grăbesc. Așa. S-a dat pe afară un Enderman, mi se pare. Hai să ne culcăm să treacă și noaptea asta. A început să plouă. Urât ploaia în jocul ăsta. Stați așa că cineva mă stresează în fundal pe... Skype. Bun. Punem aici. Mai aveam și ușa aislantă. Nu mă gândesc să o pun pe aia. Hai să pun aici cam tot ce e nefolositor, cam multe chestii fă nefolositoare. Poate curând să ne putem face și noi armura, am niște clay. Stați așa, să dau și o sunetul mai încet, pentru că mă stresează ploaia. Așa, am făcut sticlă, parcă data trecută. Așa... cred că am pus tot ceea ce trebuia să pun în acest. Asta le iau cu mine. Mai am două scări, poate o să-mi fie de folos. Niște bese, poate și asta o să-mi fie de folos. Și cred că atât am. Și mi-am două, trei pene aici, cu care n-am ce să fac. Bun. Iarăși mi s-a spawnat un... mi-a intrat un penjen în casă. Care cred că pe vremea asta mă atacă. Dar nu poate să iasă de acolo. Bun. Cred că n-am luminat destul de bine locul. O să luminez în curând. Bun, se pare că au schimbat puțin ploaia din cât, în față de cum îmi aminteam eu. Sau n-am văzut niciodată ploaie cu shader activat. Tot ce e posibil. Perfect, acum, în primul rând, hai să facem rapid niște scări. Ca să putem să urcăm în casă. Cineva m-a întrebat dacă vreau să termin Minecraft-ul și, ce să zic, poate că într-o zi o să-l și termin, dar
O să-l termin așa, cinstit, zic eu. De să fac și ceva pe unde să urc. Momentan nu fac niște scări. Cred că o să fac și niște scări, dar le fac prin exterior. O să vedeți ce am în cap în curând. Să nu aud comentarii stupide. Bun. Și hai să terminăm mai întâi aici acoperișul, că văd că va trebui că în curând să ne mutăm la noua noastră casă. Cred că va trebui să ne mutăm acum, nu știu. Hai, mă. Ce dracu are? A, am uitat. Aici era scara. Stați așa că mă deranjează cineva în timp ce filmez. Perfect. N-am mai primit de mult mesaje în timp ce filmam. Astăzi o să încerc să fac un episod mai lung, dar se pare că la cât de rău stau cu nervii astăzi, dar cred că o să fie chiar atât de lung. Oricum o să fac ca de obicei de vreo jumătate de oră. Cineva m-a întrebat de ce nu fac episoade mai lungi sau nu știu, mi-a spus de pe acolo de o oră, două, trei, nu știu, ani întregi. Păi, în primul rând, majoritatea dintre voi nu vă uitați la episoadele astea întregi, ci să fac unele mai lungi. Nu prea cred. Și mi-a foarte mult timp să filmez. Voi chiar credeți că n-am și altceva de făcut? Dacă sunt și alți copii pe YouTube care n-au altă chestie de făcut, îi apreciez și le urez succes în continuare. Dar eu sunt, în mod normal, foarte ocupat. Știu că sunt câțiva, hai să nu le mai zic copii, că unii se supără pe mine, care n-au ce să... Sunt anumite persoane pe YouTube care chiar se plictisesc și n-au ce să facă. Și altceva în afară de asta nu mai știu. Da, acum e treaba lor, eu, în mod normal, n-am și altceva de făcut. În mod normal. Și nu-mi place să filmez mai mult pentru că, în mod normal, mai primesc câte o sugestie de la voi, mai, nu știu, mai discutăm până în următorul episod, mai, nu știu, vedem. Ok, am făcut prima cameră. Așa, hai să facem aici, să ne apucăm să facem, să punem niște geamuri ca să putem să avem și noi o viziune mai clară asupra ceea ce se întâmplă afară. Să punem niște geamuri și aici la intrare ca să vedem când vine creeperul. Bun. Hai să pun încă două geamuri și în partea asta. Perfect. Și aici, nu știu de cât am făcut, hai să vedem. Aici este mijlocul, văd. Perfect. Deci dacă aici e mijlocul, mergem în față. Așa, și aici ce vreau să fac. Pun mai întâi câteva geamuri și aici. În curând pe aici o să facem, vreau ca aici să fie o micuță sufragerie. Trebuia să fac povestea de 3 în înălțime, dar nu contează. Va trebui ca până în episodul următor să mă mai puțin la cum se făceau bibliotecile. Aici vreau să pun... A, în sfârșit a venit soarele. Și început să-mi placă vremea asta ploioasă. Sincer. Rău, da. Ok, trebuie să pun și aici încă două bucăți. Perfect. Mă scuzați. Se pare că am recitat la piscină. Cineva m-a întrebat din ce ora sunt. Sunt de râmnicu Vâlcea.
Și m-a întrebat dacă ne vedem la Vâlcea. Da, în curând poate ne vedem. M-am mai întâlnit așa cu fani, ca să le zic așa, oameni pe care am cunoscut pe internet, foarte, foarte, foarte interesante întâlnirile. Am discutat foarte multe chestii, mi-au dat sfaturi, le-am dat sfaturi. Foarte, foarte interesant. Sincer, poate în curând facem ceva întâlniri și prin alte părți ale țării. E, se pare că căsuța noastră începe să arate din ce în ce mai bine. Dar între timp, hai să punem și noi două torțe aici la intrare sau trei torțe ca să nu avem probleme noaptea. Și hai să începem cât de cât să ne mutăm. În primul rând să-mi iau patul cu mine. Este momentan le las aici. Așa. Hai să mă duc să mai adun niște lemn. Poate ne apucăm și de acoperiș. Așa. Cineva mi-a mai zis de asemenea că nu știu cum se iau câinele după mine. Ba da, uite așa. Și mi-a explicat el acolo. Când apăreau câinii, eu deja eram, cred că aveam serverul de Minecraft de vreo 3 luni și am niște amintiri foarte drăguțe de atunci, că tot stăteam și căutam câini pe hartă și ne lăudam care are cei mai mulți. Atunci nu aveam niciun mod care să spawneze animale și eu eram alături de ei, stăteam acolo împreună, căutam. Bine, eu aveam game mode-ul și alte tâmpenii, așa că aveam anumite avantaje. Dar am găsit, nu știu, că aveam vreo 10 și erau alții pe server care aveau și 20-30. Foarte, foarte... Cât de mult ne puteam distra atunci în Minecraft? Parcă acum Minecraft-ul pentru mine nu mai e așa distractiv. Nu știu de ce, dar nu mai e ca înainte. Cel puțin pentru mine. Și au adăugat foarte multe chestii inutile. Mie îmi place oricum mult mai mult Minecraft-ul din 1.8, 1. Nu știu cât, nu... Din beta vorbind, nu Minecraft-ul... Deci Minecraft-ul înainte de lansare a început să se strice din ce în ce mai mult, ca să zic așa. Să se strice. Sună cam ciudat. Să fie complicat, îngreunat și făcut din ce în ce mai stupid. Pentru că unii nu știu unde să se oprească, zic eu. Și comunitatea nu știe unde să se oprească când cere ceva. Eu ce aș propune pentru Minecraft și ce am propus pe forum. Hai să facem mai multe moduri. Să fie un mod clasic de joc, care să fie modul de joc din alfa, din mod clasic sau da, hai să zicem mod clasic. Să fie un mod de joc și cu beta și cam atât. Eu zic că ar fi, cred că, cel mai bine. Hai să mergem... uitați, vine noaptea. Hai să mergem aici sus să ne facem... Să facem o micuță mansardă aici, mă gândesc eu. Unu. Și o să fie de înălțime de... De 3, așa. 1. Așa m-am gândit o să fie. Poate asta nu o să fie chiar cea mai bună idee a mea, dar vom vedea. Să vedem ce o să iasă. Și aici am capăt. A, va, vine apresare luna. Hai să-mi pun și niște torțe pe aici, că s-ar putea să am niște surprize neplăcute. Foarte neplăcute. Mi-am luat patul cu mine, așa că nu mai e nicio treabă. Ușile cred că sunt închise. Cred. Sper să fie închise. Ei, dar nu cred că o să vină chiar așa. Acoperișul. Imediat mă gândesc. Așteptați puțin.
Dar momentan hai să termin aici de pus lemnul. Așa, ia să ne gândim puțin. Eu mă gândeam, stați așa, n-am luat niciun workbench cu, workbench cu mine, nu n-am luat, trebuie să fac unul. Așa, mai întâi, am nevoie de un topor și n-am decât, am singura mea soție să-l fac din lemn, cred că poate să mă ajute. Nu mă prea ajută, dar asta e. Auziți asta, să fac eu altceva aici. Cineva m-a întrebat cum stau pe margini ca să nu pic. Mă folosesc de shift. Perfect. Perfect. Cred că mi-am făcut cam multe scări, dar asta e. Dar tot să ne mai trebuiască o dată și o dată. Cine știe. Ok. Ce vreau eu aici? Așa. Opa. Nu asta vroiam. Ia să vedem dacă ne iese. Bun, n-a ieșit exact așa cum aș vrut eu, dar hai să zicem că e ok și așa, pentru că văd că ăștia sunt la același nivel, asta ziceam eu că să fie un mic impediment în toată construcția, dar nu prea cred că o să se simtă, pentru că oricum, astea de aici cred că o să le scot. Ia. Asta e acum. Hai să mai facem și scări. Scuze, eram îmi pare că n-am mai vorbit câteva secunde, dar eram concentrat la ceva. Sunt cam pierdut aici în gândurile mele. Astăzi nu mă prea pot concentra din câte văd. Așa, am destule chestii de făcut și trebuie să-mi organizez timpul. Aici începe să mă enerveze. Ok, și cred că mai trebuie un rând, da, nu e prea înalt acoperișul ăsta, mă gândeam că aici în acoperiș, cred că ori să fac eu o cameră pentru mine, ori să, nu știu, vedem. Perfect. Și hai să lăsăm și noi câteva torțe aici sus, pentru că o să avem probleme cu muștii dacă nu lăsăm. Probleme mari cu muștii. Care văd că s-au transformat pe afară, ceea ce nu mai... Da. Ceea ce e numai
Ceea ce înseamnă... Aoleu, a început să mă bulbui, nu știu bine azi. Iar a început să se miște tastatura fără mine. Nu am schimbat-o, tot mă laud cu schimb de 3 luni încoace și... Da, mi-e lene. Altă explicație nu găsesc. A, mă, lasă-mă odată în pace, că dau cu tine de pământ. Tastatura, dracu. Așa. Mouse-ul meu a mai avut asemenea experiențe cu mine. De fapt, unul dintre fostele mouse-uri. Acum, nu știu unde mă e, prin ce dughenă de gunoi mai fi. Pe acel centru de reciclare sau prin ce... Mâini, s-ar putea să mai fie acum, nu știu. Și ce cum e gunoiul, noi acum ar altuia. Știu că acest episod o să fie cel mai super episod al meu, deoarece n-am nici cea mică coerență în ceea ce spun. Cred. Adică eu nu mi-amintesc nimic ce am vorbit până la acest moment. Eu cam plărărgi și aici niște chestii inutile. Și cred că am uitat să pun pe acoperiș. A trebuit să mă urc o dată și o dată pe acoperiș. Am uitat să pun și chestii pe acolo, dar nu cred că se supără nimeni momentan. Așa, perfect, ia uitați, căsuța noastră este construită. Hai să punem și noi. Așa, asta vreau să fac aici. Stai mă pe loc. Ia să coborâm. De fapt, ia să pun aici jos patul. Deci, cred că a venit dimineața. Da, a venit dimineața. Ce să mai pun patul, că nu mai am de ce să mai pun. Hai să ieșim puțin afară. Da, chestia de sus arată oribil. Dar o să o iau eu în curând de acolo. Momentan, văd că ea arată ok, căsuța. Nu extraordinar, dar e frumoasă. Acum, mai întâi trebuie să mă uit să văd cât am filmat. Am filmat destul de mult. Nu așteptam să filmez chiar atâta. Adică nu, vreau să filmez mai mult azi. Nu mă așteptam să fi trecut chiar atât de mult timp de când filmez. Așa, în asta mie îmi place la capul patului întotdeauna să-mi fac un geam de 3 dacă se poate. Aha. Și aici sus. Sau nu aici, nu cred că e așa cel mai bine aici. Mă gândeam să fac undeva o mansardă. Am zis că îmi plac foarte mult mansardele. Și nu știu dacă ar mai fi bine să mai construiesc aici. Mă gândeam să fac partea asta. Dați cam până toată partea asta sau ceva de genul. Partea asta să o fac așa o mansardă mică. Pe aici să pun un dulap ceva. Să pun niște chesturi sau să fac ceva ce să arate ca un dulap. Habar nu am. Bun. Momentan căsuța noastră arată ok. Hai să mai mergem o dată afară. Să adunăm și ceva oase de la schelete. Salut, scheletică. Aoleu, e în apă. Să mă poate omorâ pe ea. Aia la naiba. Aoleu, nu pot... Nu mai... O să mă moare, o să mă moare. Vedeți cum... O să vedeți cum mă moare acum. Hai, nu m-am murit. Și... Dar nu știu că n-am luat niciun os. N-am luat niciun os. Cum? O să n-am luat niciun os. Ignorând toată chestia asta.
De ce? Era carnea de pui stricată. Serios. E, am trăit sub și pe asta. Dar acum mi s-a mai întâmplat chiar niciodată. Bă, dar nu s-a mai spunat niciun schelet pe aici pentru mine. Dumnezeu, doar sunt pe hard. Sunt pe hard, nu? Da, mă, da, sunt pe hard. Ce naiba? Chiar așa, fără muștri, fără nimic. Că n-am fost la kilometri distanță. Văd că pe aia se arată binișoșii din părți. Acolo sunt mansardă. Ar fi mișto dacă aș putea să pun un geam. Să fac, să pun patru geamuri lângă altul, să fac așa un pătrat. Ia să mergem să vedem. Și pare că vecinii mei au început să își găurească pereții. Deci așa avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aici și aici. Și ar fi mișto dacă aș putea să fac un geam ca acesta, dar să fie ceva mai simetric. De afară, da, se vede simetric. Da, hai că e ok și de aici. Perfect. Am rămas fără sticlă și nici nu mai am nisip, trebuie să mă duc să strâng. Dar hai să vedem cum arată casa de afară acum, cu noua schimbare făcută. Și cred că așa o să fac aici sus, o să fac o mansardă. De fapt, vă las pe voi să încerc ce să fac. E, uitați că arată bine. Hai să vedem și din spate. Aici nu poate să vină nimeni să mă spioneze decât așa să sară și o să obosească. Aici poate să vină ceva să mă spioneze. Și pe aici poate. Deci mai pe dincolo nu poate. E deja periculos. Avem în bazinul din spatele casei niște sepii. Toți m-ați întrebat ce dau sepiile. Cerneală. Hai să mergem puțin să explorăm zona. Ca să mi-am propus să fac de mult. Opa, am găsit și o junglă. Un biom pe care, mă, normal, nu-l suport. Dar asta sper că arată interesant. Și poate găsim și o pisicuță. De ce nu? De ce am atâta viață? Porcilor, îmi pare rău. Da, stai. De ce am doar atâta viață? Porcule, porcule, porcuțule, gata. Hai să vedem dacă mi-am umplut viața cu asta. Și mi-am umplut-o. Bun, nu, încolo e casa. La depărtare. Și aici avem o junglă micuță. O junglă în jocul deșertului, cred. Cred că e un deșert. Am văzut și o pisică. Sunt acum în cață prin copaci. Că doar de asta există liane. Nu e chiar așa mică cum așteptam. Poate o să venim încoace, o să construim o căsuță în copac. Că am văzut că la toți vă plac căsuțele în copaci. A, așa, ce te vreau eu să fac? Ia, hai că avem copacul, nu asta, mă. Și nici ăsta mare, că poate o să vreau să construiesc ceva în el. A, mă, n-am și unul mai... Cât de cât, așa. Ha, hai. Cred că ăsta e cât de cât, așa. Dacă tai la bază. Uite-l, bă, că pică tot. Da.
E, când aveți nevoie de lemn, acum știți cum îl obțineți repede. Tăiați o junglă. Ia, și ce tip de lemn e ăsta? Wood. Aha, și este puțin mai închis la culoare față de la normal. Atât bine. Și trebuie să așteptați puțin ca să pice toate alea. Pare că doar atât a fost junglă. Deci începe o altă pădure. Și mai urmează o junglă. Și mai găsi niște câini. Și cred că deja sunt prea mulți. What? Câți? Nu v-am întrebat. N-am citit ultimele update-uri, dar au băgat e ceva legat de update în... de câini în ultimele update-uri? Nu mi-am inteles de așa ceva decât am citit eu. Dar n-am mai văzut atâția câini pe hartă de mult timp. Cât mai avem din zi, nu prea mult. Chiar deloc. Da. Alții. Deci hai să fim serioși. Aoleu, trebuie să mă întorc acasă. Uitați și căsuța mea. E destul de departe. Destul de, nu foarte. Cineva se în cameră pe aici, pe la mine, al lămâie. Beau... Mie îmi place să-mi fac Coca-Cola cu lămâie. Să fac eu acasă. Nu beau... Sunt pe gen Pepsi Twist. Tot ce-i Twist e făcut de mine. Prefer... să iau Pepsi sau Cola sau altceva ceva separat. De fapt, prefer să nu mai beau așa ceva, da? Bă, da, repede obosesc. A, mi se face foame când alerg. E logic, nu? Ne. Sunt level 5 deja. Mi-am luat și niște carne pentru acasă. Auziți, dar n-am plecat cu carne după mine, n-am plecat. Bun, hai mai bine să mă duc direct înspre casă. Ca să fiu sigur că ajung. Și pe drum așa să mă mor un por 2. Cineva mi-a zis să fac un spawner de mobi. Cred că o să-l fac, dar nu știu unde o să-l fac, nu prea vine să fac acolo lângă casă. Cred că în episodul următor, nu știu dacă în ăsta, cred că în ăsta nu mai avem timp destul. Sau timp avem, dar nu știu cât de mult o să mai continui eu. Că nu vreau să vă plictisesc aici cu toate poveștile mele. Cred că în episodul viitor, cel mai probabil, vom merge la minărit. Ia să-mi spune ce vreți să fac în episodul următor. Dar cred că trebuie să mergi la minerii, deoarece s-au rău cu resursele. Și am găsit niște trestii de zahăr. S-ar putea să lucrez la o mină. M-am ajuns acasă. Dar nu am mai căsuță. Aia, cred că mai trebuie să fac o intrare și prin spate. De fapt, nu cred, sigur. Sau să-i fac o intrare secretă prin spate. O ieșire de urgență, când în față, am în fața casei am 10.000 de creeperi. Așa. Eu sunt obosit. Trebuie să mă să dorm. Și am mai trebuie să mă duc dincolo. Acolo am furnalul, din păcate. Și să fac... să fac și o carnea. S-ar putea să bag modul ăla cu cuptorul cu microunde sau cu tot felul de alte tâmpenii, dar nu știu când. Auziți, să iau eu de aici niște cobblestone, că văd că cam trebuie, când în când. Bun, și hai să mâncăm și noi aici copios.
Cam atâta. Acum mă duc să mă culc, între timp acolo carnea se va face singură. Datorită modului. Wow, ce sinistru arată așa să vezi prin fereastră. Foarte tare. Hai să-mi pun aici o lasă de culmânare la capul patului. Să pun și acolo torță pentru a să scrie, am adormit. Pentru a evita să nu fiu atacat de monștri. Cât despre pistoalele lungi de care am văzut că mi-a scris cineva și despre care chiar doream să discut cu voi, nu este frumos să faci pistoale lungi atunci când joci cu mai mulți, dar atunci când joci așa singur cum joc eu, în mod normal, parcă e o pierdere de timp așa. Și nu că o pierdere de timp, dar vă plictisiți așa să mă auziți pe mine 2 ore în continuu vorbind, de cam aiurea. Nu știu cât de aiurea e pentru voi, dar pentru mine să vorbesc în două ore continuu așa despre nimic, e chiar aiurea. Așa. Și cred că aici o să încheiem episodul nostru de astăzi. Nu-l fac mai lung, deoarece mai aștept ideile voastre până în episodul următor. Ca și până acum, aștept orice întrebare. Aștept sugestii despre cum vreți să arate casa. Aștept moduri pe care vreți să le mai bag și orice întrebare, sugestie și orice altceva, orice comentariu este binevenit. Bine, aproape orice comentariu. De fapt, chiar toate. Uăleu! De unde naiba ai apărut? De nu încoace, că nu trebuie să-mi distrugi nimica. Asta a fost trimis de hateri acum. Presimt eu. Cred că cel mai probabil de hateri a fost trimis. Hei, firar! Nu, nu, nu! Mi s-a blocat tastatura, ca altfel omoram, chiar dacă mi s-a dus abia. Ok, deci, cam atât pentru video nostru de astăzi. În episodul următor mergem la minerit, deci pregătiți-vă! Pa, pa!